Noapte bună, deoarece acum e noapte. Lumina care mă servește este becul. Da? Afară e noapte totală. Am venit la, sau am ajuns la momentul adevărului. Aici mai am o sticlă făcută ieri. Și aici, cea care am făcut-o vineri. Afară nu mai sunt păsări să cânte, să se audă zgomot. Și vom asculta ce se aude. Deci, acidulația care s-a produs în 3 zile. Deja degajă miros spre mine. Ce vom face? Avem aici sticle pregătite, un bol în care trebuie să scot cât mai mult pot de prima dată. Mizerie. De fapt, sunt florile de soc și parte de lămâie. Avem pâlnie. Ia să pun telefonul separat ca să pot să mă folosesc de ambele mâini. Așa. Și Dan mi-a spus că nu a gustat socată de 20 de ani. Mâine am să duc la serviciu să-l fac fericit. O stricurătoare foarte bună. Nu lasă să avem neplăceri, să curgă. Așa, asta e sticla pentru Dan. Se umplu și sticla lui. A spus că el nu știe care e copacul cu soc. Și atunci am zis că trebuie să îl ajut să bea și el ceva răcoritor. Să-l pun la frigider. Mai este un pic. Exact, se umple aceste două sticle. Nici mai mult, nici mai puțin. Perfect. Nu rămâne decât să le spăl. După ce îl voi pune la frigider, o să mă bucur de o socată perfectă. Deja am mai colectat ceva. După ce spăl acestea, o să pun să fac din nou. Deci la 2 zile fac un borcan. Ala este de 3 kg, ăsta este de 2 kg. Și e extraordinar. Pus la frigider, băut rece și cu frunze de lămâiță. Am uitat să duc. M-am grăbit fiind seară. Puse și frunze de lămâiță. Am să-i duc și... Ori am să pun înăuntru frunze de lămâiță în sticlă. Deci, nu uitați, subscribe. Acum e foarte simplu. Apoi subscribe și vei fi anunțat sau anunțată de lucrurile frumoase pe care le putem face împreună. Până la următoarea vizualizare, vă doresc o noapte bună, o noapte liniștită și, de ce nu, un somn foarte odihnitor. Ne vedem mâine!